Stimați participanți, parteneri, antreprenori, reprezentanți mass media, vă salut la conferința de lansare a Centru pentru susținerea antreprenoratului social din regiunea Centru, dezvoltat de către Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare. Îmi face o deosebită plăcere să salut la acest eveniment pe oaspeții noștri dragi, este vorba despre domnul Gitautas Baranauskas, șef adjunct al secției cooperare, delegației Uniunii Europene Republica Moldova, un prieten al Camerei de Comerț și Industrie, președintele Fundației Est Europene, Sorin Mereaper, cu colegii de la fundații care sunt alături de noi, avem colegi de la Centrul Contact, Keystone Moldova, reprezentanța ai Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, un partener de mult care lucrăm împreună, este vorba de doamna Ludmila Țâmbăliuc, care reprezintă Ministerul Economiei, antreprenori, partenerii noștri de dezvoltare, membri ai Camerei de Comerț și Industrie. Toți împreună ne-am unificat eforturile ca să promovăm un proiect important, zic eu, pentru Republica Moldova. Este vorba despre proiectul valorificarea potențialului ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Un program care va dura mai mult de 2 ani de zile în țara noastră și care este menit să susțină antreprenoriatul social în Moldova, dar și companiile care doresc să susțină cetățenii, oamenii cu anumite dizabilități sau cu anumite imposibilități și capacități de muncă, să-i asigure cu un loc de muncă, cu un loc prietenos acestor persoane, să creeze aceste locuri de muncă în cadrul companiei pentru antreprenorii noștri. Trebuie să aducem sincere mulțumiri donatorilor, partenerilor care au pus umărul ca aceste proiecte să se dezvolte în țara noastră. Toți cunoaștem că antreprenoriatul social nu este la nivelul așteptărilor în țara noastră, iar odată cu devenirea sau obținerea statutului de candidat a Republicii Moldova la aderarea la Uniunea Europeană este unul din prerogativele noastre ca să încadrăm acești cetățeni ai țării noastre în activitatea economică. Pe parcursul acestor ani vom susține aici în regiunea Centru, vom susține peste 20 de companii care vor încadra acești oameni în cadrul acestor instituții pentru a putea folosi acele servicii, acele ajutoare care vin din partea mediului de afaceri. Și în cazul dat a Camerei de Comerț și Industrie, ca reprezentant a mediului de afaceri din țara noastră, o instituție care reprezintă peste 1200 de companii. În viitor vom acorda servicii de consultanță în afaceri, de instruire, promovarea dialogului cu autoritățile publice. Dumneavoastră știți că este cadrul normativ, dar care va fi necesar să lucrăm asupra lui împreună la acest dialog public-privat. Vom face schimb de experiență, vom prelua de la partenerii noștri europeni, inclusiv cu suportul fundației, cele mai bune practici din alte țări. Vom promova și susține acei producători care vor încadra acești cetățeni în cadrul companiilor, în cadrul expozițiilor, târgurilor, misiunilor de afacere, dar și în cadrul concursurilor pe care le organizează Camera de Comerț și Industrie. Este vorba despre marca comercială anului și dumneavoastră știți că avem nominalizarea marca comercială responsabil social și la fel avem premii pentru realizări în domeniul calității. Cu siguranță cei care vor fi angajați în cadrul acestor companii vor produce bunuri de calitate și servicii de un nivel înalt. În Republica Moldova sunt mai multe astfel de centre cu suportul partenerilor deschise. Avem și regiunea Nord, și regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, și regiunea Sud, unii la fel. Camera de Comerț și Industrie împreună cu filiala noastră din Cahul va avea astfel de centru care vor acorda suportul necesar companiilor, dar și angajaților. Încă o dată vreau să menționez că alături de noi astăzi aici sunt oaspeții noștri dragi, dar și în format online, companiile, întreprinderile care vor fi interesate, vorbesc de cele peste 20 de companii care vor putea beneficia și pune umărul la acest program, suntem peste 30 de companii online, în format online.
Încă o dată vreau să menționez că fără suportul partenerilor, acest program n-ar fi fost posibil. În acest sens, onorată asistență, vreau să-i ofer cuvântul domnului Gintatas Baranauskas, șef adjunct al secției cooperare a Delegației Uniunii Europene, Republica Moldova. Poftiți! Mulțumesc! Bună ziua! Bună dimineața! De Harea, de Mereacă. Bună ziua, stimate domnule Mereacă, stimate domnule Harea. It's my great pleasure to be present here today for this important event. Este o plăcere deosebită să mă aflu astăzi alături dumneavoastră la desfășurarea acestui eveniment. Social entrepreneurship in the Republic of Moldova is at the incipient stage. Several initiatives aiming to support the development of the sector has been launched during the past year, including with the support of the European Union. Antreprenoriatul social în Republica Moldova, desigur că este încă la o etapă incipientă și au fost lansate un șir de inițiative în acest sector, inclusiv cu suportul Uniunii Europene în, pe parcursul ultimilor ani. The social enterprises have largely benefited from the European Union support through grants provided to the local NGOs and the regional projects implemented in the Republic of Moldova. Many social enterprises operating in Moldova, which provide social services to the local communities, were created with the EU support, and their involvement and services were crucial during the COVID-19 pandemic and the refugee crisis. Întreprinderile sociale, în mare parte, au beneficiat de sprijinul Uniunii Europene, deci prin intermediul granturilor oferite de către oferite ONG-urilor locale și prin intermediul proiectelor regionale implementate în Republica Moldova. Multe întreprinderi sociale care operează în Republica Moldova și care prestează servicii sociale, deci comunităților, au fost create cu sprijinul Uniunii Europene. Implicarea acestora și serviciile prestate au fost și suportul i-a fost crucial pe parcursul pandemiei COVID-19 și mai ales pe parcursul crizei refugiaților. The development of social entrepreneurship is very important, both for the local communities, but also in the context of the implementation of the association agreement and the DCFTA, because these enterprises focus on achieving wider social, environmental or community objectives, as their main aim is to have a social impact rather than to make a profit. Dezvoltarea antreprenoriatului social este foarte importantă atât pentru comunitățile locale, dar și în contextul implementării acordului de asociere și al acordului cuprinzător și aprofundat de liber schimb, deoarece aceste întreprinderi se axează pe realizarea obiectivelor mai vaste, sociale, de mediu și comunitare, iar scopul acestora este de a avea un impact mai degrabă decât atinge sau a câștiga un profit. Analyzing the results of the previous projects implemented with the EU support, we all understood that these efforts are not enough. The survival rate of small and medium enterprises in Moldova is very low, including the survival rate of social enterprises. Therefore, it is necessary to create additional mechanisms that would provide guidance and support to SMEs to grow and develop. Deci, analizând rezultatele proiectelor anterioare implementate cu sprijinul Uniunii Europene, noi cu toții înțelegem că aceste eforturi nu sunt suficiente și rata de supraviețuire a întreprinderilor mici și mijlocii în Moldova este una foarte redusă, inclusiv rata de supraviețuire a întreprinderilor sociale. Iată de ce este necesar de creat mecanisme suplimentare care ar oferi atât ghidare cât și sprijin întreprinderilor mici și mijlocii pentru ca acestea să crească și să se dezvolte. This is the main reason why the EU provided support for opening of 4 regional business hubs in Chișinău, Tiraspol, Cahul and Sinjerei, which will support the creation and development of social enterprises in those regions. Și acesta este principalul motiv din care Uniunea Europeană a oferit
sprijin pentru deschiderea a 4 acceleratoare sau centre de business regionale în orașul Chișinău, în Tiraspol, Cahul, Sângerei, care vor sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în aceste 4 regiuni. The social enterprises need assistance in business management, training and mentoring, access to finance and other services. In addition, the government should create a favorable financial, administrative and legal environment for those enterprises so that they can operate on an equal footing with other types of enterprises in the same sector. Întreprinderile sociale, desigur că au nevoie de asistență în gestionarea afacerii, au nevoie de instruire și de mentorat, de acces la finanțare și au nevoie și de alte servicii. În plus, guvernul a trebuit să creeze un mediu favorabil atât administrativ cât și financiar, cât și un cadru juridic favorabil pentru aceste întreprinderi, astfel încât acestea să poată activa pe un picior egal cu celelalte tipuri de întreprinderi care activează în același sector. We are confident that activities of this hub, which we are launching today in Chișinău, will contribute to the acceleration of the development of social enterprises in the country. Suntem încrezători că acest accelerator al antreprenoriatului social pe care noi îl lansăm astăzi în Chișinău va contribui la accelerarea dezvoltării antreprenorilor sociale în țară. I hope that the interventions including in the grant application will be successfully implemented and will bring many benefits to the social enterprises and will improve the situation on the ground. Sper mult că intervențiile care sunt incluse în cererea de granturi vor fi implementate cu succes și vor aduce multe beneficii întreprinderilor sociale, dar și vor îmbunătăți situația în regiuni. Also, we hope that the sustainability of this center will be ensured and that all these 4 centers will operate even after the end of the implementation period. De asemenea, sper că va fi asigurată durabilitatea acestui centru aceste 4 centre se vor dezvolta și vor activa și după încheierea perioadei de implementare a proiectului. I wish you much success in the process of implementation of the grant and I look forward to celebrate together the results of the project. Deci vă doresc mult succes în procesul de implementare a acestui grant și abia aștept ca să celebrăm împreună rezultatele atinse în cadrul proiectului și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră, domnul Baranauskas. Eu, pentru cei care ne ascultă și ne privesc, vreau să... Dumneavoastră ați menționat un lucru important despre continuitatea și aceste instituții. Dați-vă, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova în octombrie va împlini 104 ani. Eu cred că aceasta este un argument foarte că această instituție și acest gen de activitate pe care îl lansăm împreună astăzi va continua pe mulți, mulți ani în viitor. Aceasta este una. Încă un aspect important pe care vreau, domnul Brănașu, să-l menționez, ține de faptul că recent, în luna aprilie, a fost aprobată legea privind învățământul dual. Nu este numai important să angajăm aceste persoane, este important să le dăm competență și capacități de a-și îndeplini acele funcții care vor fi încadrate în cadrul companiilor. De aceea, considerăm că pe viitor, când am vorbit despre partea actelor normative și legislative, în comanda de stat și țin de pregătirea cadrului învățământ dual, să includem și aceste persoane care urmează să fie pregătite, iar companiile cele beneficiari, care numim astăzi acum 20, vor fi parte la acest proces de pregătire în cadrul companiilor persoanelor date pentru că aș putea avea competențele, iar noi împreună cu Ministerul Educației validăm aceste competențe pentru a putea activa în cadrul companiei. Odată menționăm, da, antreprenoriatul social este un lucru important, dar produsele și serviciile care le vom fabrica și oferi trebuie să fie de o calitate înaltă.
De ce vreau încă o dată să mulțumesc iarăși partenerilor noștri, deosebi delegației Uniunii Europene pentru acest suport, dar și Fundației Est Europene, care este alături de noi. Vreau să-i ofer cuvântul domnului director, domnul Miriacre Sorin, care vine cu un mesaj către dumneavoastră. Domnule Hare, mulțumesc foarte mult, domnule Barnauskas, stimate doamne, stimați domni, stimați colegi, prieteni, îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, la lansarea celui de-al treilea Centru Regional de Suport în Afaceri Sociale. Centru, așa cum a menționat și domnul Baranauskas, sunt cele patru centre care vor activa în Republica Moldova în cadrul acestui proiect, iarăși care a fost menționat astăzi, valorificând potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Și pe această cale vreau să mulțumesc în primul rând Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, pentru că avem într-adevăr un parteneriat de mai mulți ani foarte frumos în cadrul mai multor proiecte. Mi-aduc aminte cu mare drag de acel proiect Alege Sănătos, în care împreună am acordat acele premii pentru produse calitative în domeniul de producere a produselor de care se consumă pentru consumatori. Costuri pe care le-am organizat împreună. Împreună și punând aceste începuturi, iată că putem continua cu acest proiect. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și este cofinanțat de Suedia. Așa cum a menționat și domnul președinte, este un proiect de 24 de luni, cel puțin, dar noi ne dorim foarte mult ca această cooperare să dureze, ca acest centru să existe și după încheierea acestui proiect. Ne-a bucurat foarte mult că ieri am putut să avem încă un proiect nou în regiunea din stânga Nistrului. A fost lansat cel de-al doilea centru de sport în afaceri sociale în cadrul acestui proiect la Tiraspol și sper cumva ca proiectele pe care le avem în stânga Nistru și nu este primul. Deja sunt zeci de proiecte pe care le finanțăm acolo din resursele atât a Uniunii Europene cât și a Suediei. Se promovează o mai bună conlucrare între ONG-urile, organizațiile necomerciale, întreprinderile sociale de pe malul stâng și malul drept și apropierea oamenilor în general pentru a păstra o atmosferă de calm, de pace, mai ales în situația în care o avem astăzi cu războiul care ne stă la practic la granițele Republicii Moldova. Am înțeles de la colegii mei că exploziile din Zatoka s-au auzit în sudul Republicii Moldova, chiar deschizând unele uși și ferestre în casele oamenilor care locuiesc în regiunea de sud, Răgălui Ștefan Vodă și alte regiuni. Ceea ce sigur că nu poate să ne pună în gardă, de aceea astfel de inițiative care vin să consolideze pacea, aș zice eu, și înțelegerea între cetățenii de pe ambele maluri, inclusiv acest centru care a fost lansat ieri, sper să contribuie la acest deziderat. Dumneavoastră ați menționat că în perioada următoare deja centrul urmează să identifice acele 20 de întreprinderi sociale din regiunea centru și de asemenea ați vorbit despre oferirea de instruiri, de consultanță, expertiză calificată pentru aceste întreprinderi, pentru că ele, cum bine ați spus, de fapt, să ofere servicii de calitate și produse de calitate. Întreprinderile sociale vor beneficia de suport în procesul de inițiere și de extindere a afacerilor sociale, dar pe noi, până la urmă, ne interesează beneficiarii lor, de aceea, cu cât mai
calificată va fi expertiza oferită de dumneavoastră, cu atât mai mulți beneficiari și angajați vor avea aceste întreprinderi sociale, angajați de obicei din grupurile vulnerabile, din comunitățile pe care, în care activează ei, fie ele persoane cu dizabilități, fie persoane cu venituri mici, fie persoane care de ce nu au ieșit din locurile de detenție și nu-și pot găsi un lucru. Deci un număr cât mai larg de persoane defavorizate. Deși în Republica Moldova trebuie să recunoaștem majoritatea cetățenilor, din păcate, încă sunt persoane din grup vulnerabil, hai să zicem așa, cu venituri mici. Cu ocazia lansării acestui centru regional de suport pentru întreprinderile sociale din zona centru, doresc să vă felicit pentru obținerea acestui grant și suntem încrezători până la urmă că centrul lansat astăzi va deveni un accelerator și un sprijin pentru afacerile sociale, va contribui la creșterea economică, la bunăstarea generală a cetățenilor din zona pe care o va servi centrul de la Chișinău, de la Camera de Comerț. Felicitări, mult succes în implementarea tuturor activităților. Fundația Est Europeană, ca de obicei, vă stă alături și va susține pe parcursul implementării acestui proiect. Noi întotdeauna suntem deschiși pentru dialog, suntem flexibili în abordările noastre de cooperare și sperăm să avem și alte proiecte în comun în perioada care vine. Mulțumim mult! Mulțumim frumos, domnule Reacă! Eu, pentru cei care ne privesc, cei care sunt aici în sală, vreau câteva lucruri să accentuez, suplimentar. Mai întâi de toate, cooperarea care am avut-o cu Ministerul Economiei pe parcursul anilor vis-a-vis de promovarea actelor normative care ar asigura antreprenoriatul social și este aici alături de mine doamna Țâmbăgru, cu care am lucrat și colegi la Ministerul Economiei peste aceste acte normative. Le mulțumim. Acum avem partea normativă și putem să lansăm lucrurile. La fel vreau să zic de transparența utilizării mijloacelor care sunt oferite de către Uniunea Europeană în cofinanțare cu Suedia. Este foarte important să mulțumim cetățenilor europeni și în speță suediejilor pentru această sumă care este oferită, de care ați vorbit dumneavoastră, ca suport și ca granturi care vin pentru companii. Suma totală a proiectului este de 1.123.000 de euro. De ce spun această sumă? Că este o chestiune foarte transparentă, toți colegii trebuie să cunoască, deci este o chestiune de transparență, utilizarea acestor sume. Camera de Comerț și Industrie e o organizație non-guvernamentală, apolitică, non-profit, deci acești bani vor fi utilizați în tocmai conform bugetului pentru antreprenorii și companiile care sunt parte acestui proces. Mai mult ca atât, deja astăzi o să vorbească doamna Calinic, vicepreședintele Camerei, care este coordonatorul acestui proiect, o să vedem anumite crâmpei din activități într-o mică expoziție care este aici la Camera de Comerț și Industrie. Cu această ocazie vreau să-i ofer mai departe doamna Calenic cuvântul pentru a prezenta companiile, prezenta etapele, activitățile care vor fi în cadrul proiectului. Doamna Calenic, vă rog. Da. Vă mulțumesc foarte mult și salut încă o dată toți participanții. Colegii să ne ajute cu prezentarea. Cu siguranță dorim să vă prezentăm astăzi obiectivele și activitățile care planificăm să realizăm pe parcursul acestor 2 ani. Și, într-adevăr, dorim să avem realizări frumoase cu suportul și contribuția partenerilor noștri și, sigur, că cu implicarea antreprenorilor în domeniul antreprenoriatului social. Noi am numit centrul nostru Accelerator pentru Afaceri Sociale. De ce? Pentru că dorim să contribuim la creșterea, la dezvoltarea acestui domeniu, atât ca număr de întreprinderi, să creștem în număr de antreprenori care activează în domeniu, dar și, sigur, că calitatea, capacitatea acestor companii să dezvoltăm și să-i oferim tot sprijinul, toate instrumente care are la dispoziție Camera de Comerț și Industrie pentru susținerea afacerilor.
Ca cadru instituțional pentru crearea acestui centru, acestui accelerator, în cadrul Camerei de Comerț a fost elaborat și un regulament de activitate aprobat de biroul executiv al Camerei de Comerț și Industrie. Și din punct de vedere instituțional, cum și-a spus domnul președinte, este foarte important să asigurăm continuitatea și sustenabilitatea activităților. Avem o echipă desemnată care va fi responsabilă pentru monitorizarea și realizarea proiectului. Această echipă de bază este în cadrul secției servicii de consultanță în afaceri. Dar aici aș dori să remarc că pe parcursul implementării proiectului vom implica colegi din alte subdiviziuni a Camerei de Comerț, practic din toate direcțiile de activitate, deoarece dorim să oferim antreprenorilor suport în diverse direcții, atât instruire, cât și expoziții, concursuri, ceea ce înseamnă că, practic, tot efortul instituțional a Camerei de Comerț și Industrie va fi direcționat deja în domeniul antreprenoriatului social. Este un domeniu nou care dorim să susținem. Am stabilit și câteva principii de activitate a centrului nostru. Sigur că vom activa în cadrul legal existent, dar cu dorință de a-l armoniza pe viitor cu practicile internaționale. Dorim pe platforma Camerei de Comerț să consolidăm colaborarea cu toate părțile interesate, atât sectorul privat, cât și sectorul public. Și ne bucură faptul că astăzi avem prezență în sală și reprezentanții primăriei Chișinău, secție economică, având în vedere că este centru pentru regiunea centru, cu siguranță mizăm pe o implicare autorităților locale ca să promovăm acest dialog și identificarea unor posibilități de susținere. Cu siguranță vom pune accent pe transparența activității centrului nostru și să utilizăm toate instrumente de mediatizare, de vizibilitate, ca activitatea noastră să fie vizibilă și cunoscută de societate. Într-adevăr, la data de 2 iunie noi am semnat acest acord și am pus bazele implementării proiectului, care va dura, deja s-a menționat, timp de 2 ani. Din partea Camerei ne-am propus să focusăm eforturile în câteva direcții prioritare. În primul rând, vorbim despre promovarea însăși a conceptului antreprenoriatului social. Cum a menționat și domnul președinte și alți vorbitori, acest concept, într-adevăr, încă nu este la maxim valorificat la nivel național și aici avem, într-adevăr, intenție să organizăm evenimente care vor sensibiliza publicul privind importanța antreprenoriatului social și să utilizăm toate instrumentele de comunicare, vizibilitate, să facem acest subiect mai prezent pe agenda atât autorităților cât și organizațiilor neguvernamentale. Altă direcție de activitate, deja menționat, este promovarea acestui dialog cu autoritățile publice. În scopul de a crea un mediu de afaceri mai favorabil antreprenoriatului social, să fie create instrumente pentru susținerea antreprenorilor, chiar din momentul înregistrării acestora, și să venim cu unele propuneri pentru politici de stat și acte normative să fie armonizate cu cele din Uniunea Europeană. Altă direcție care ne propunem să dezvoltăm și va fi practic cea mai principală, cele mai multe eforturi vor fi în acest domeniu, să oferim consultanță, să oferim mentorat și să ghidăm antreprenorii în procesul de dezvoltare a afacerilor. Aici vorbim și de consultanță, instruire, promovare, mai detaliat despre ceea ce concret ne-am planificat, o să vă spun în continuare. Și ultimul, dar nu în urmă, este vorba despre practicile internaționale și europene care dorim să preluăm, să implicăm centre, hub-uri similare din alte țări, sigur, beneficiind și de rețeaua camerelor de comerț în toate țările cu care noi avem acorduri semnate și vom apela
la colegii de la camere din altor țări. Apropo, astăzi ne bucur că avem în sală colegi din Ucraina, dintr-o fundație umanitară, care au avut posibilitatea să ne viziteze și cu siguranță vom avea și susținere și comunicare cu ei pe parcursul acestui proiect. Acum un pic mai detaliat despre aceste direcții. Prima care am menționat este cu acest dialog public-privat și aici aș vrea să menționez că camera are o platformă și un instrument foarte eficient, se numesc comitete sectoriale pentru antreprenoriat. Până în prezent avem 4 astfel de comitete în sectorul agricultura, industrie, servicii. Recent a fost încă unul creat în domeniul învățământului dual și ne propunem să creăm platforma și pentru dialog public-privat în domeniul antreprenoriatului social. Cum funcționează aceste comitete? Este o platformă pentru discuții. Când invităm reprezentanții autorităților publice și centrale și locale, dar și reprezentanții sectorului privat și organizații neguvernamentale. Ne propunem chiar în septembrie să facem prima ședință acestui comitet, poate în format de focus group, ca să identificăm acele subiecte care urmează să dezvoltăm și să dezbatem mai detaliat cu autoritățile implicate în dezvoltarea antreprenoriatului. Cu siguranță și cu Ministerul Economiei, doamna Țimbăliuc, și cu Comisia Națională în domeniul antreprenoriatului social vom fi în legătură pentru a discuta și propune inițiative, propune mecanisme de suport, de susținere pentru antreprenori. Alt instrument care vom pune la dispoziție antreprenoratului social este registrul Camerei de Comerț și Industrie. Acest instrument a fost recent modernizat, a fost total digitalizat și prezintă oportunitatea pentru a crea parteneriate, pentru a găsi producător a unor produse sau servicii și pe platforma acestui modul informațional, registrul membrilor CCI, noi ne propunem să creăm un registru electronic a întreprinderilor sociale. În continuare o să prezentăm un scurt material video despre acest registru și ce oportunități el oferă. Peste 1100 de întreprinderi membre ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova facilitează dezvoltarea parteneriatelor. Dacă aveți nevoie de furnizori de încredere, de bunuri și servicii în Republica Moldova, dacă sunteți în căutarea unor parteneri de încredere pentru a intra pe piața moldovenească, sau vedeți Republica Moldova ca pe o platformă pentru noile dumneavoastră investiții. Găsiți cele mai active întreprinderi din Republica Moldova în registrul membrilor Camerei de Comerț și Industrie, din toate regiunile țării, din diferite sectoare ale economiei. Accesați site-ul www.chamber.md și alegeți în bara de meniuri membri, registrul membrilor. Prin intermediul motorului de căutare, selectați categorie de produse sau direcții de activitate care vă interesează. Contactați membrii CCI direct, utilizând informațiile indicate. Sau vă adresați la filialele CCI pentru mai multe informații prin e-mail sau telefon. Registrul membrilor Camerei de Comerț și Industrie. Parteneri pentru cooperare și investiții profitabile în Republica Moldova. Acest registru și toate aceste oportunități dorim să punem la dispoziție și întreprinderilor sociale, creând chiar un submodul cu toate datele de contact și informații despre produse, servicii care ei oferă și posibilitatea de a fi contactați, căutați de parteneri din străinătate. Ultimele luni noi am promovat acest registru peste hotare pentru că este și în limba engleză și avem peste 60.000 de accesări, ceea ce înseamnă că antreprenorii din alte țări caută parteneri din Republica Moldova și cu siguranță acest instrument va fi util și întreprinderilor sociale. Alt instrument care la fel vom oferi întreprinderilor este instruire.
Camera de Comerț are un centru de, centru de instruire pentru antreprenori, avem și Academia Exportatorilor, dar în contextul digitalizării serviciilor camerei, noi am creat și o platformă de instruire la distanță, Academy Chamber MD. Această platformă deja are 3 module de instruire și iată, în cadrul proiectului nostru dorim să elaborăm poate unul, dar poate și mai multe module cu tematici care ar fi de interes sporit pentru întreprinderi sociale. În primul rând, sigur că vom identifica necesitățile, domeniile în care antreprenorii au nevoie de pregătire, de cunoștințe speciale și în baza acestor necesități vom elabora un modul de instruire interactiv cu posibilități de a comunica și accesa în mod mai facil, pentru că deci antreprenorii vor putea accesa în orice perioadă și la fel este un aspect de implicarea antreprenorilor în procesul acesta de digitalizare, accesarea cât mai multă a serviciilor electronice. Dorim să creăm și Academia Antreprenorilor Sociali, Întreprinderilor Sociali și să avem prima promoție cu acești 20 de întreprinderi care vom selecta și care vor beneficia de suportul Camerei de Comerț. Alt domeniu foarte important pentru susținerea acestor întreprinderi este promovarea însăși produselor și serviciilor. Și aici camera vine cu activitatea sa de bază, cea activitatea expozițională. Cunoașteți foarte bine acele expoziții care organizează camera, fabricat în Moldova, cel mai important eveniment, la care la ultima ediție au participat peste 60 de vizitatori. 60 de mii. De mii de vizitatori, exact. Și numărul acesta o să crească. Deci, expoziția în țară, la nivel național, dar de asemenea, cum știți, camera organizează evenimente și în afară, cu prezentarea produselor noastre autohtone în alte țări, în România și nu numai. Pentru luna septembrie avem deja planificat expoziția Moldova prezintă la Baia Mare și cu siguranță este o oportunitate să vă alăturați, întreprinderile sociale, să vă alăturați acestui eveniment. La fel avem și expoziții regionale, dar și iarăși în contextul digitalizării aș dori să menționez și acel portal expoziții virtuale, Virtual Fairs, unicul portal pentru expoziții virtuale în Republica Moldova și sigur că în condiții de pandemie și toate problemele care avem legate de COVID vom putea valorifica și potențialul acestui portal pentru o expoziție virtuală. Încă un domeniu sau o activitate care ne propunem pentru a promova întreprinderi sociale și să fie mai vizibile este vorba despre concursurile care noi organizăm anual. Este concursul în domeniu concursul marca comercială a anului și premiul calității. Fiecare an extindem numărul de întreprinderi care participă și din anul viitor dorim să implicăm întreprinderi sociale, să fie o categorie aparte în care vom menționa și vom înmâna premii pentru întreprinderi care vor avea succese, vor avea istorii de succes să prezinte, așa numit top al companiilor sociale. Sperăm la anul viitor să realizăm împreună cu dumneavoastră și în cadrul evenimentului Gala de Business, care organizează Camera de Comerț anual, aceste întreprinderi vor primi premii și vor fi menționați ca categorie aparte. În continuare, deja am menționat servicii de consultanță și asta o să fie activitatea de bază a centrului nostru, acceleratorului, să oferim susținerea, ghidare, informație, consultanță pentru aceste întreprinderi. În primul rând, identificând necesitățile lor de consultanță, avem instrumente de a evalua și de a identifica domeniile de asistență, după care să oferim consultanți cei mai buni, pregătiți în diferite domenii.
cine va avea nevoie de susținere în domeniul elaborării unui plan de afaceri sau unei strategii pentru ieșire la export, ce ține de accesarea fondurilor și proiectelor care sunt, dar și domeniile mai specifice în context, ce se referă la legislație actuală în domeniul fiscal, vamal, în domeniul protecției proprietății intelectuale, date cu caracter personal. Deci, practic, toate aceste domenii la necesitate vor fi oferite ca consultanță sau mentorat sau instruiri. Și, cum am menționat, vom încerca să fim cât mai prezenți și vizibili, atât online cât și offline. În acest scop am lansat, chiar astăzi lansăm rubrica pe pagina Camerei de Comerț, va fi o adresă antreprenoriatsocialchamber.md, care o să puteți accesa și găsi informații despre activitățile care noi planificăm, despre, în general, rezultatele acestui proiect, noutăți, dar și informație utilă, legislație, proiecte care sunt accesibile pentru întreprinderi. Sigur, vom fi prezenți și pe toate rețelele de socializare și chiar vă invităm să ne urmăriți și să fiți alături de noi, atât online și offline, la evenimente care vom organiza aici în cadrul Camerei de Comerț. Aici am menționat cele mai importante activități. Cu siguranță suntem flexibili și pe parcurs ne vom ajusta, poate extindem domeniul de activitate, dar în primul rând dorim să implicăm cât mai mulți antreprenori în activitatea acestui centru. Vă mulțumesc mult și în continuare, după agenda, dorim să facem chiar prima activitate de promovare, de susținere a întreprinderilor sociale. Și în acest scop am invitat reprezentanții acestui sector ca să prezinte istorii de succes, dar poate și unele provocări care întâmpină în activitatea sa și să aflăm mai mult despre activitatea acestor întreprinderi. În primul rând aș dori să ofer cuvântul domnului Sergiu Gureu, care reprezintă Ecorizeni, Floarea de Cireș, și cred că este deja unul din partenerii a Camerei de Comerț și vă oferim cuvântul ca să ne prezentați activitatea dumneavoastră. Vă rog. Dăm microfoanele pentru să le transmitem, da? Nu, microfoanele pentru alți parteneri. Așa. Poftiți. Vă salut pentru cei care ne privesc. Da. Asta se aude bine? Îl punem și pe acesta. Ok. Vă rog. Bună ziua, stimată audiență, doamnelor și domnilor. Am onoarea să fiu astăzi primul care prezintă istoria de succes a Floarei de Cireș. Probabil este una din cele mai mari și poate primele întreprinderi sociale de inserție din Republica Moldova. Floarea de Cireș, întreprinderi sociale de inserție, Ecorizeni. Este cazul să menționez că în 2012 Asociația Obștească Ecorizeni a creat această întreprindere socială. Este vorba de un SRL care 100% este deținut de către Ecorizeni. Ecorizeni este o organizație care activează din 98, în special în domeniul politicilor de tineret, la nivelul raionului Ialoveni. Iar... Ups, probabil eu nu apăs pe ce trebuie. Нет. Супер. Ну, утилари, требую... Или сейчас деперить. Моя детство презентер самоукупа интерпрендера сначала. Спонем, к сантему сектор тенерет, где мы бини 20 de ani, и в 2012 нам дат сама, к мы акционем, ажутем тенери, и около нивел локал, дар tot se termină la niște instruiri, niște seminari, niște training-uri și după asta, oricum tinerii, în special cei din Răzieni, tinerii cu disabilități, tinerii din familii sărace, tinerii care nu prea au acces la serviciile, inclusiv cele oferite de stat, se opresc la o anumită etapă. Ei nu sunt
activi social și economic, din păcate, la nivel local. Chiar mulți din ei pur și simplu vin și ne bat la ușa asociației și ne întreabă, dați-ne de lucru, noi participăm la activitățile voastre de voluntariat, dar noi avem să lucrăm. Iată, în acest context, noi fiind provocați de tineri, de situația tinerilor, am găsit soluția de a dezvolta și promova un nou concept în Republica Moldova, mai intens. Nu suntem primii care am venit cu acest concept în țara noastră, dar în 2011-2012 cam noi eram cei care discutam foarte mult despre acest subiect. Și iată-ne că am decis la început, în baza unei experienții austriece, să implementăm conceptul de întreprindere socială economică de inserție în țara noastră. Evident că Austria a fost primii care ne-au investit circa 25, ulterior au mai oferit încă o dublat sumă, circa 50 de mii de euro și am pus pe picioare o afacere socială în domeniul alimentației publice. Noi, la bază, am avut două provocări, de fapt, fiindcă cunoaștem foarte bine că o afacere socială trebuie să aibă niște obiective sociale la bază și nu este... Și asta ne deosebește, de fapt, de o întreprindere clasică. De asta, reieșind din necesitățile la nivel de comunitate, cei tineri care nu au de lucru și numărul foarte mare de bătrâni și singuratici și familii săraci care nu au acces elementar la resurse precum alimentația. Noi am decis că domeniul de alimentație publică este un sector foarte bun în care noi putem să dezvoltăm afacerea socială. Plus la asta este un sector în care tinerii cu dizabilități care au nevoie de multă mișcare, motricitate, vizibilitate, este la fel un domeniu extraordinar în care putem să ne poziționăm. Plus la asta, foarte multe organizații ne cunosc pe noi ca și ONG activ în sectorul de tineret, în special aici în regiunea, centru cu care noi colaborăm și am observat că mulți din ei organizează meseri rotunde, seminarii, conferințe la care au nevoie de servicii de catering. Și am spus, aha, este cazul minunat să lansăm ceva, dar resursa umană este probabil principalul aspect și eu îl spun la urmă, deci și celelalte resurse despre care spuneam până acum, inclusiv problemele din comunitate, tot le considerăm niște resurse pentru noi ca și organizație. Resursa umană este cea mai importantă. De asta, voluntarii tineri cu care noi lucrasem până atunci la Ecolezeni, la fel ne-au fost foarte de folos, fiindcă Dumitru și ceilalți tineri în care noi am investit mai mulți ani timp, resurse și așa mai departe, ne-au fost de folos și ei toți sunt parte acestei afaceri sociale. Noi nu am creat o afacere în care avem exclusiv doar tineri din categorii defavorizate. Noi ne străduim să respectăm proporția cel puțin 50-50 persoane cu experiență, persoane specialiști în domeniul nostru de activitate, alimentație publică și 50% cel puțin tineri din categorii defavorizate, cărora le oferim șansa de a fi activ social-economic. Evident că tot ceea ce facem este legat de viziunea Ecolezeni și asta ar însemna că în toate comunitățile din Republica Moldova, atât fetele cât și băieții tineri au acces la oportunități de formare profesională și personală. Totodată, aceștia trebuie să fie actorii schimbării în comunitățile lor. Iată, în acest context, Ecolezeni activează, inclusiv și având acest program separat, întreprindere socială de inserție, Floare de Cireș. Evident că și întreprinderea noastră are o viziune separată, are obiective sociale, despre care spuneam și în statutul nostru este expres stipulat trei obiective sociale. Primul din ele este crearea și menținerea locurilor de muncă pentru tineri cu dizabilități și din alte categorii defavorizate de la Răzeni și din alte localități, după caz. Al doilea obiectiv social este legat de prestarea serviciului Cantina de Ajutor Social de la Răzeni, un serviciu care noi l-am lansat odată cu deschiderea afacerii noastre la Răzeni în iunie 2013 și până la moment acest serviciu funcționează și este exclusiv în gestiunea întreprinderii sociale. Cel de treilea obiectiv este legat de dezvoltarea unui program de instruire, serviciu de instruire la locul de muncă destinat acestor fete și băieți tineri care, în mare parte, ei în primul rând sunt excluși de pe piața muncii din cauza că nu au formare profesională, plus la asta nu au niciun pic de experiență în oarecare domeniu de activitate. De asta ne-am gândit că atât tinerii care sunt angajați permanent la Floare de Cireș
Pe lângă ei sunt multe alte sute de tineri care au nevoie de suportul nostru. De asta, un program de instruire sau un serviciu de instruire la locul de muncă, timp de 4 luni la moment, noi ne permitem ca să avem grupe de 9-11 tineri din alte localități decât Răzieni și vin la noi și au parte de o experiență inedită de a lucra într-o întreprindere la un loc de muncă alături de alți colegi și totodată își dezvoltă abilități de lucru în echipă, lucru într-o întreprindere și își dezvoltă competențe profesionale pentru meseriile, ajutor de bucătar, chelner și mai nou o să lansăm la sfârșitul acestui an meseria de ajutor de brutar. Noi avem, suntem o întreprindere socială din secție cu acte în regulă, spunem așa, fiindcă din 2017 avem o legislație care reglementează acest domeniu. De asta avem acea decizie a Comisiei Naționale pentru Întreprindere Socială acum exact 2 ani, când am primit statutul oficial de întreprindere socială de inserție. Spuneam mai sus că o afacere socială, inclusiv în cazul Floarei Cireș, nu ar fi posibil să funcționeze dacă nu am fi dezvoltat chiar de la început parteneriate. Am spus despre austrieci care au împărtășit experiența lor inițială, au investit puțin bani, totodată parteneri precum autoritățile publice locale la nivel de regiuni și naționale, fiindcă fără ei, fără înțelegerea lor și fără parteneriatul cu ei, nu ar fi fost posibil să avem acele autorizații, acele acte în regulă ca să lansăm afacerea noastră. Când pun un exemplu simplu, în 2012, ca o persoană, chiar așa cum e valabil, o persoană să lucreze în alimentația publică, trebuie să aibă studii în alimentația publică. Respectiv, era o utopie ca noi să avem angajate persoane cu dizabilități care nu au studii în întreprinderea noastră să lucreze în cantină. Respectiv, împreună cu Agenția pentru Ocupare Forței de Muncă, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Centrul de Sănătate, Administrația Regională și toți actorii la nivel local și național, am găsit o formulă ca să oferim acestor tineri studii inițial, după care să se activeze la întreprindere socială. Adică și la moment menținem aceste parteneriate. Evident că parcursul anilor noi am dezvoltat și alți parteneriate, de exemplu, cu sectorul de business, fiindcă mulți din tinerii noștri, aflându-se la întreprindere socială, noi ne dăm seama că nu este unicul și un model de mediu în care poți activa. Sunt foarte multe întreprinderi în domeniul în sectorul alimentației publică, mai ales aici în Chișinău, și ei chiar după instruirea pe care o obțin sau după o anumită perioadă ce activează la Floarea de Cireș, ei cu siguranță își pot găsi un loc de muncă în restaurante, hotele și alte unități de alimentație publică, în cadrul școlilor, grădiniților, unde ar putea să lucreze permanent. De asta le oferim șansa acestor tineri să meargă să experimenteze abilitățile lor de a interacționa cu oameni, de a lucra într-un mediu de alimentație publică și la hotele, centre care lucrează cu tinerii, școli și așa mai departe. Unii există bucătării și se pregătește mâncare. Câteva date despre salariați. Dacă noi am pornit cu 5 persoane angajate în 2013, la moment, în septembrie 2013, efectiv noi am lansat activitatea noastră de vânzare serviciilor de catering și focusul nostru este pe întreg teritoriul Republicii Moldova și modelul de business este B2B, adică clienții noștri de bază am spus că vor fi ONG-urile, instituțiile publice, agenții economice care se procure, au nevoie de servicii de catering, mai puțin persoanele fizice. La moment avem 25 de salariați, dintre care 11 sunt fete și băieți tineri cu dizabilități și alți 4 sunt tineri din alte categorii defavorizate, în special persoane care nu sunt încadrate în câmpul muncii, nu au urmat niciun curs de formare profesională din familii sărace. Și majoritatea din ei, practic, cu cine am început noi lucru în 2013, mulți din ei sunt în echipa noastră și la moment, dar avem și o mică fluctuație. Dar o fluctuație se atestă mai mult în rândul tinerilor șoferi, tineri care au familii și ei de obicei migrează în alte țări, pentru că salariul nostru între 3.000 și 9.000 de lei, salariul net pe care primesc angajații Floarea de Cireș, uneori nu e suficient pentru o familie tânără ca să întrețină
Despre sursele de venit, dacă inițial noi practic eram tot din grant, granturile pe care le-am primit la început au fost bazele întreprinderii noastre. Menționez că nu este un grafic actualizat, dar o să dau detalii despre asta. Noi din start ne-am propus ca bazele le punem cu suportul acelui grant pe care l-am primit la început, dar următorii ani cu siguranță o să apelăm la granturi, dar mult mai puțin decât de fapt trebuie să generăm venituri. De asta în 2019, înainte de pandemie, am înregistrat o cifră de afaceri de circa 5,5 milioane lei. În 2020, în primul an de pandemie, noi am înregistrat pierdere de circa 400.000 de lei, însă anul 2021 a revenit înapoi cu un profit de circa 400.000 de lei. Și pentru acest an planificăm o cifră de afaceri de circa 6 milioane lei. Menționez că în toată această perioadă noi nu am eliberat pe nimeni de la servicii și toată lumea a primit salariile de plin, așa cum a fost și până la pandemie. Asta ne-a permis să păstrăm echipa noastră, dar totodată să diversificăm sursele de finanțare. Dacă până la pandemie noi colaborăm cu donatorii, precum Fundația Est Europeană, Suedia și alți donatori din țară și peste hotare. Începând cu 2020 am început să apelăm și la suportul statului. Mă refer la subvențiile care s-au oferit pentru stoparea muncii pe timp de pandemie, pentru orele nelucrate în cazul salariaților, fiindcă noi suntem cei care achităm foarte multe impozite. De exemplu, doar în 2019 circa 1,6 milioane de lei au fost transferați la bugetul public național sub formă de diferite impozite, taxe și așa mai departe. Respectiv, noi am avut dreptul să apelăm la restituirea o parte din aceste impozite și taxe. Totodată, la subvenționarea locurilor de muncă create în cazul persoanelor cu dizabilități, la fel, utilizăm acest mecanism activ din 2020, când el a intrat în vigoare, iar deja al doilea an consecutiv suntem beneficiarii unei subvenții noi, promovate de Ministerul Finanțelor, care restituie de la 50% până la 600% din impozitele achitate din salariul persoanelor cu dizabilități care activează la întreprinderea noastră. Totodată, SRL-ul nostru, dacă până la pandemie aplicam la granturi doar ca și ecorezeni, ca și asociația obțească care finanțează, care este fondatoarea întreprinderii sociale, începând perioada pandemiei, deja SRL-ul întreprinderii sociale a început să acceseze granturi. De exemplu, de la Solidarity Fund, care a venit tot din partea Uniunii Europene, ODIM, mai nou ODA, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și așa mai departe. Clienții noștri, după cum spuneam, sunt în mare parte ONG-urile, astea erau primii 3-4 ani, însă la moment se atestă că practic 30% ceva, 34-33% variază, sunt agenții economici care cumpără servicii noastre de catering și ONG-urile și sectorul de stat au rămas circa în proporție de 70%. Plus la asta mai acceptăm și deservirea evenimentelor persoanelor fizice, însă foarte, foarte rar. S-a întâmplat mai mult pe perioada pandemiilor și practic mesele de pomenire au fost cele care ne-au salvat atunci. Asta erau mai mult serviciile noastre, erau contractate de întreprinderile contractate de persoanele fizice. Nu este actualizat acest tabel și sunt foarte mulți, foarte mulți clienți. Deja în portofoliul nostru sunt peste 500 de entități cu care noi am colaborat în această perioadă. Spunem despre serviciul instruirii la locul de muncă. Deja cunoașteți că 3 meserii pot fi însușite la noi de către tineri timp de 4 luni. Este un serviciu gratuit care la fel este finanțat în proporție de 21% din veniturile pe care le avem noi din prestarea serviciilor de catering. Restul banilor, în jur de 80%, sunt granturi oferite de diversi donatori, parteneri ai Ecorezeni. Pentru noi este important ca
salariații fără cireși, în special cei care vin din grupurile vulnerabile, să fie integrați nu doar sub aspect economic, să fie activi, dar și în viața socială. Fiindcă pentru ei, în principiu, viața socială constă să fie acasă cu familia, să mergi la magazin, să cumperi ceva și stai la televizor sau în telefonul mobil. Noi vrem să le demonstrăm că ei pot fi mult mai activi și pot savura, spunem, viața din plin și utiliza oportunitățile pe care le avem, odată ce au un salariu stabil pe care îl primesc lunar. De asta împreună organizăm vacanțe, peste hotare, mergem la spectacole, excursii, organizăm zile de naștere și multe activități sociale pe care noi le organizăm în afara timpului de lucru. De exemplu, în această vară, acum în august, timp de 6 zile, o să mergem la mare în Bulgaria, iarăși revenim la tradiția noastră și toate sunt costuri pe care le achităm din veniturile întreprinderii sociale. În timp de pandemie, apropo, nu a fost posibil să facem acest lucru. Dacă revenim la serviciul cantina de ajutor social, de 3 ori pe săptămână tinerii noștri au grijă să meargă în comunitate, să ducă hrană, de obicei prânz, celor 40 de beneficiari actuali, este vorba de bătrâni siguratici și copii din familii sărace. Din păcate, noi acum putem să oferim acest serviciu doar pe teritoriul satului Răzeni. Menționez că Răzeni este un sat de circa 7.000 de locuitori, este o comună. Câteva date privind impactul și rezultatele pe care le-am avut noi în perioada 2015-2019, primii 4 ani de activitate, câți bani au fost investiți, de exemplu, 1 euro investit de donatori, 2 euro sau monetizat sub formă de impozite și taxe transmise către bugetul statului nostru, peste 150 tineri cu dizabilități și în alte categorii de favorizate au beneficiat de servicii instruire, locul de muncă, nu doar 2019, ci deja până la sfârșitul anului 2021, cifra asta de 150 de tineri, și circa 5% din vânzările, din veniturile din vânzări se duc către menținerea serviciului cantina de ajutor social de la Răzeni. În acest context vreau să mulțumesc mult clienților noștri, în special Camera de Comerț, care este unul dintre clienții noștri permanenți, care cumpără serviciile Flori de Cireș. Felicitări pentru proiect și cu siguranță o să ne implicăm și o să fim probabil unul dintre beneficiarii acestui centru de suport. Mulțumesc mult! Felicitări! Noi vă mulțumim! Foarte impresionant! Eu am depășit timpul, da. Această istorie și tot respect pentru întreprinderea noastră personal, într-adevăr, suntem clienții dumneavoastră, chiar și mulțumim pentru astăzi, tot o să ne susțineți în cadrul pauzei de cafea. Doar un moment, din profitul din primii ani de activitate, noi am reușit să cumpărăm un teren de circa 41 de ari la Răzeni, fiindcă la moment noi închiriem de la primărie 75 metri pătrați. Deja este prea mică bucătăria noastră, mulți din voi au vizitat-o și noi suntem în plină construcție a unei clădiri noi, care va fi de 6 ori mai mare, circa 500 de metri pătrați, și această clădire va fi pe teritoriul întreprinderii sociale, deja proprietatea noastră. Acolo vom avea capacitatea să dublăm numărul de salariați, adică anul viitor propunem să ajungem până la 50 de salariați, permanența întreprinderii sociale, și acea clădire va avea și o secție de producție separată, pentru produse de panificație, circa 100 de metri pătrați. Mersi. Felicitări! Și noi o să fim onorați să fim alături de dumneavoastră și să realizăm aceste activități. Mulțumim foarte mult și în continuare aș vrea să auzim încă o istorie interesantă de la Hospice Angelus Moldova și ofer cuvântul doamnei Natalia Caratidze pentru a prezenta activitatea dumneavoastră. Bună ziua, eu fiind din domeniul medical, da, încerc subțin să vă prezint afacerea noastră socială. Cum noi spunem, povestea Angelus Agro. De ce povestea? Fiindcă pentru mine cuvântul povestea are două conotații. Da? Povestea ce este o idee, ideea ireală. De fapt, mi se pare că orice care afacerea se pornește de la ceva ce nu există în viața ta sau în localitatea unde tu trăiești și sau activezi,
Și altă conotație cuvântului povestea pentru mine este ceva ce deja este implementat cu succes și așa de performant sau bine făcut că toată lumea te invidie, da, și spune că acolo într-adevăr este o poveste. Eu cred că noi toți ne tindem spre de la prima conotație spre această altă conotație. Deci, Angelus Agro, noi am început ca afacerea socială și dacă mergem de la bun început, cum am spus, noi suntem Fundația Hospice Angelus Moldova, chiar și văzând aici în listă, mi se pare că în toți organizații cu statutul, da, de antreprenoriat social, mi se pare că noi suntem unica fundație, fiindcă restul sunt organizațiile obștești. Câteodată asta provoacă neprobleme, dar iar, fiind organizație în domeniul medical, tot prima, noi suntem pionierii noștri și de aia nouă ni se pare că barierele nu mai ne fac pe noi mai siguri în tot ce noi facem, indiferent de domeniul în care activăm. Deci, Fundația Hospice Angelus Moldova este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, care din anul 2001 oferă servicii de îngrijiri paliative la domiciliu copiilor și adulților cu maladii oncologice și non-oncologice, care se află în stadiu avansat al bolii și pacienții noștri trăiesc în municipiul Chișinău și raza municipiului Chișinău 35 de kilometri. Din anul 2017, de asemenea, Fundația a hotărât să ofere fix așa servicii calitative și gratuite de îngrijiri paliative în staționar, pe care noi am numit Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Casa Angelus. Acest centru este dedicat pentru copii care trăiesc în teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și Transnistria, și acești copii au boli amenințătoare de viață. Pe mijloc, dumneavoastră puteți vedea cum arată clădirea centrului și el se află în satul care se numește Isacova, raionul Orhei, locul destul de pitoresc și se află în jur de 50 de kilometri distanță de la Chișinău. Acolo pot fi internați copii, de care eu am menționat, și respectiv cu organizarea acestui centru au crescut și costurile la cheltuieli de amenajare și de adaptare acestui centru conform standardelor actuale care există pentru așa tip de instituții. Pentru a putea acoperi unele costuri, în anul 2019, de fapt, a fost și lansată această întreprindere socială, care noi n-am gândit prea mult, am denumit Angelus Agro. Afacerea socială Angelus Agro, evident, ca scop, are îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor care sunt internați în centrul Casa Angelus prin suplimentarea necesară lui de fructe și legume proaspete și prin asigurarea din vânzarea surplusului a continuității activității cât și în centrul, atât și fundației. Noi am câștigat un proiect care a fost finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și a fost implementat cu suportul Fundației Este Europene. Deci scopul proiectului care a fost pentru cultivarea legumelor, noi am construit două serie, o serie cu roșii de soiuri obișnuite și a doua serie cu castraveți și ardei dulce. Pentru obținerea fructelor a fost de asemenea plantată o livadă cu 180 de copaci și noi așteptăm cât timp de 3 ani totuși o radă, prima radă să apare. Evident că această recoltă din serie este folosită în alimentația copiilor internați și surplusurile sunt comercializate partenerilor și doritorilor care doresc să procure aceste legume. Legumele asigură o alimentație evident echilibrată persoanelor care este livrată, mai ales că la ziua de astăzi tot mai mult orășeni nu prea reușesc să meargă la cumpărături
și preferă că produsa să fie livrat chiar la domiciliu și tot noi am gândit că producția noastră trebuie să fie ecologic curată, adică noi nu folosim ceva chimic ca să crească, ca să cresc legumele mai bine și mai repede. Evident, dacă afacerea are loc pe teritoriul hospisului, totodată acest teritoriu amenajat este utilizat și de copii și de însățitori care vin cu împreună cu dânșii pentru plimbări, pentru relaxări, terapie de muncă, dacă este posibil, și pentru cunoașterea mediului ambient, fiindcă cred că la ziua de astăzi nu toți copii știu de unde și ce crește. Ce noi facem sau ce noi făceam după ce s-a pornit afacerea cu legumele? La ziua de astăzi, Fundația Hospice Angelus Moldova a decis să extinde această afacere socială prin proiectarea, amenajarea și organizarea unei mini-ferme care se ocupă cu creșterea iepurilor și puilor. Această minifermă, la momentul de față, este în proces de amenajare pe teritoriul centrului, deoarece acest teritoriu este, corespunde cerințelor de această afacere pe care noi implementăm. Și având în vedere că Casa Angelus se află pe o suprafață de aproape un hectar, extinderea și dezvoltarea afacerii sociale este o oportunitate în plus pentru bunăstarea cât pacienților, atât și în dezvoltarea afacerii sociale întregi. Deci, ce activitățile presupune acest proiect? În primul rând, crearea pe teritoriul hospisului unui spațiu special, adaptat, evident, pentru creșterea găinilor și iepurilor, crearea unor locuri de muncă pentru săteni, asigurarea cu carne proaspete de pui, iepuri și ouă proaspete pentru copii din centru și, evident, vânzarea surplusului pentru a acoperi careva costuri de întreținere și pentru reinvestiții în durabilitatea proiectului. Evident că acest proiect, noi tot suntem norocoși că se implementează cu suportul financiar Uniunii Europene, este cofinanțat de Suedia, se implementează proiectul prin intermediul Fundației Isto Europene, Centrului Contact în Parteneriat și Asociația Businessului European. Cum am menționat deja, evident, în afacere socială întotdeauna este o întrebare de ce este important, povestea, adică ideea, sau important este produsul care se axează pe, totuși pe business. Noi în Angelus Agro creiem că conotația sau importanța este 50-50, fiindcă mai întâi, oricum, a fost o poveste, a fost o idee. 50% asta după ideea, produsul sau afacerea socială Angelus Moldova, după ce a luat-o naștere ca necesitatea stringentă de diversificare modalităților de colectare de fonduri. Angelus Agro combină, nu ne pare că până când, calitatea și necesitatea, și astfel noi educăm consumatorii să nu fie indiferenți față de o cauză socială, dar și să susținem mici producători, indiferent de ce localitatea ei nu lucrează, activează. Și în cazul nostru, noi considerăm că totuși vedeta sau calitatea este mult mai importantă, adică servicii pe care tu prestezi trebuie nu să mizeze numai pe faptul că este o conotație socială, dar și calitatea produsului trebuie să fie tot la nivel. Evident că noi suntem promovați de către noi în mass media, după măsura posibilității online, la televiziune, la radio. Evident că noi avem și pagina noastră de web și, respectiv, când fundația organizează evenimentele de fundraising și de caritate, Angelus Agro are acolo un loc activ.
Vreau să vă spun că în anul 2022 afacerea noastră socială Angelus Agro a obținut statutul de întreprindere socială Angelus Agro. Încă suntem în proces de finisare, da, tuturor documentelor în regulă, dar totuși sper că până la verii curente tot o să fie deja în regulă. Cine sunt clienții noștri? Când am ascultat pe Sergiu, deci totuși pe primul plan la noi până când sunt persoanele fizice și eu gândesc că asta este logic, fiindcă noi suntem numai la începutul călei. Persoanele juridice suntem mai puține, dar totuși floare de cireș noi, pe noi ne susține și evident familiile beneficiarilor COSP Angelus Moldova. Așa s-a întâmplat că ultimele două săptămâni, din păcate, noi deja avem mai multe comenzi decât putem produce produsul nostru, dar pe o parte este tot un moment bun, fiindcă trebuie deja să gândim mult mai larg. Și dumneavoastră puteți găsi informația despre noi, cum deja am menționat, pe site-ul nostru Hospice.md.ro, pagina noastră de Facebook și pagina de Instagram. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim noi, doamna Natalia, mulțumim foarte mult pentru această afacere socială și sănătoasă. Și ne bucurăm de succesele dumneavoastră. În continuare mai avem o intervenție online, avem un reprezentant care nu a putut să vină la sediu, dar avem și eveniment în format hibrid. De aceea o să ofer cuvântul și am să rog să conectăm microfonul și camera video la domnul Sergiu Agă de la Asociația Umanitară Filantropie Creștină. Mulțumim că sunteți alături de noi, v-ați conectat și vă rog, vă ascultăm. Bună ziua! Din păcate, să vă spun prea multe, de ce am pregătit un mic filmuleț la o televiziune pentru a prezenta activitatea asociației noastre și a întreprinderii sociale. Dacă îmi permiteți să partajez ecranul. Da, da, puteți. Da. Este alta aici la nevoile comunității pe care o reprezintă. De mai bine de 7 ani, în localitate funcționează un mic atelier de cronomie și broderie cu utilaj performant. Deschis cu ajutorul... Dacă puteți un pic mai tare sunetul, ca să auzim. Facem aceste straie naționale pentru a înveșmânta oamenii care veneau la biserică de sărbători. Un lucru minunat. După aceea, în cadrul acestui atelier am făcut o mulțime de activități educaționale, în sensul că foarte multe femei au venit să învețe a coda la mașina computerizată și totodată a coase. Au început să vină femei din categorii sociale, șomeri, chiar și bărbați au venit să învețe cum să faci straie națională, un lucru deosebit de frumos. Atelierul este dotat cu tot necesarul pentru lucru, avem mese de croit, mașini de cusut, de surfilat, mese de călcat, mașini de brodat performante. Acestea ne ajută să economisim timp pentru realizarea broderiei, dar mai e și precizia maximă care anume poate să ofere utilajul mașina de brodat. În cadrul atelierului, cei curioși și dornici să învețe pot însuși o nouă meserie sau să-și perfecționeze abilitățile în domeniul croitoriei. Vreau ca să pot să cos ceva singur pentru mine, familie, să prefac ceva de hainele care mărimea, de exemplu, nu se potrivește, să scurtez, de exemplu. Să învăț pentru familia mea, că am 5 copii și vreau să le prefac, să le fac diferite hainuțe. Fiind mama 3 copii, multe hăinuțe mă rămâne mai mari, mai mici și să nu le reciclăm, adică le mai folosim la o mică de a doua viață, facem rochițele, sarafani și ceva pentru casă, ceva nou, handmade, cum se spune, colorat, pentru asta și m-am motivat să învățăm ceva la mod de acasă, nu știu, mod de multe lucruri, deci ceva nu învățăm, pentru noi, pentru mamicii care sunt. Așa, mai de casă. Cum i-am făcut cea, deci, de
interesată de cusătorie, creând rochii pentru păpuri. În prezent, pasiunea s-a transformat în meserie. Ea muncește cu multă dedicație și duce pe alții. Conceptul eco, materii de textile sau reciclarea hainelor, îi pun imaginația în mișcare. Așa, prin a doua mine, sunt hainele vechi de mult uitat. De exemplu, aici am niște materiale astea foste camișului sostem. Aici, hainuțele au mamei mele, fusta, roche, rapas. De exemplu, măcuri ai crescut în ea, hainele copiilor, niște drăguși, jeansul foarte bun material. Noi putem pe o vreme, pe urmă trece moda, marina, nu știu ce, spate de recicla de data voua viața lucrurilor. Uitați-vă la geanta asta, e făcută în tehnica pentru crezi roza. E seamănă cu un trandafir. Și făcută din bucăți. Sunt persoanele adulte, că noi trebuie să învățăm pe parcursul vieții. Permanent, ceva nou. Ce n-ai făcut până acum? Și să bucură că ai primit o idee nouă. Și pot și asta că sunt și creează hainele care au acasă. Creația Asociației Filantropia Creștin, condusă de părinte, Divaga, au fost invitate și alte parteneriate în diferite domenii și proiecte de dezvoltare personală a oamenilor din comunitate. Astfel, în 2017 a fost creată o întreprindere. Oportunități stabilite de către stat în acest domeniu, că întrebările că în cazul era un zilicit mare, însă, de a potența aceste activități economice de către un alt grant oferit de către Fundația Este Europeană. Noi l-am numit Innova Business, un fel de business inovativ, creștem ca să dăruim. Altfel, combinăm foarte bine activitatea economică cu activitatea caritabilă pe care, iată, asociația noastră o împărtășește în toată comunitatea Orheiului. Ne-am gândit să facem și o friferie, un salon de frumusețe de îngrijire corporală pe care, iată, mai tuturor ustensilor necesare pentru acest proiect. Suntem conștienți că această frizerie va oferi posibilitatea și oamenilor străzii, care avem un proiect aici numit Casa Sfântului Spiritor, să se tundă, să-și facă, să-și însejească și ei ca pentru a-și dobândi demnitatea umană, toți de care avem nevoie în condițiile grele ale vieții. Nobila inițiativa a comunității creștine românești duce la organizarea unor activități noi cu amprente sociale, dar care folosesc strategii și inovații specifice. Așa a apărut proiectul Innovatism. În aceste vremuri de locușoare, aici muncește și o refugiată din Odessa. Я пришла помогать людям, которые помогают нам. На сегодняшний день мы разрабатываем с девчонками социальную парикмахерскую. Разрабатываем сегодня третий этаж, на котором будет место, где человеку, который потерял дом, которому негде жить, будут отдельные комнаты, апартаменты, в которых будут учтены все условия необходимые, да, где-то с детскими кроватками для мамы с детками, вот, с рабочими столами, чтобы дети могли также сесть за уроки и сделать это. Aduna necesitatea la un loc cu oportunitatea, sigur că încercăm în același timp să schimbăm și o cultură. O cultură în aceea de a oferi celorlalți și nu de a cere întotdeauna. Ne dăm seama că educația este rădăcina tuturor binelor și investiție, de fapt, da seama că societatea noastră poate să propășească. Încercăm să încropim comunitate prin frumoase activități. Cam astea ce se întâmplă de aici, de la noi, de la Orhei, din stisul oficialități. Doamnelor și domnilor, mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag ca să vedeți întreprinderea noastră socială. Mulțumim! Mulțumim și noi foarte frumos, oameni talentați, și astăzi avem ocazia și să vedem produsul dumneavoastră, aceste haine tradiționale în cadrul mini-expoziției care o să avem în a doua parte a zilei. Mulțumim foarte frumos și aș dori în continuare să ofer cuvântul doamnei Marie Pasat, Asociația pentru Dezvoltarea Competențelor Profesionale VIFMD, și vă rugăm să prezentați activitățile organizației dumneavoastră. Vă rog, vă oferim cuvântul. Bună
Bună ziua tuturor! Numele meu este Maria Pasat, sunt administratoarea întreprinderii sociale Vibe Academy SRL. Dacă ați început cu cea mai mare întreprindere socială, Flori de Cireș, păi terminăm cu cea mai mică întreprindere socială. Cea mai mică din punct de vedere și ca timp și ca personal. Ok? Da. O să schimbați dumneavoastră. Așa. Deci, scopul, de fapt, afacerea noastră a primit deja statutul de întreprindere socială chiar anul acesta. Ca activitate, nu avem niciun an de zile de activitate. Scopul nostru este oferirea unui mediu educațional favorabil copiilor, bazat pe dezvoltarea competenței secolului 21. De fapt, suntem o academie IT ce oferă cursuri educaționale IT și robotică pentru copii de la 4 ani deja până la 17 ani. Totul a început de la o poveste, o idee, o inițiativă și o mare speranță. A început de la un cabinet micuț în sectorul Buiucani, într-o fostă universitate, un cabinet nici de 40 de metri pătrați, în care am decis noi să oferim cunoștințele noastre pe care noi le aveam în domeniul IT, microelectronică și robotică, copiilor și tinerilor din Chișinău. Desigur, această inițiativă și poveste s-a întâlnit cu multe, multe dificultăți și probleme, fiindcă a fost un entuziasm de a porni pe această cale. Pentru aceste probleme au fost chiriile care erau exagerate pentru noi în acel moment, promovarea, tehnica costisitoare, care nu erau resurse suficiente și am pornit din banii proprii, lipsa angajaților ca să distribuim unele activități și desigur ne-am deschis drept atunci când a început carantina. Ne-am deschis în momentul potrivit. Dar datorită unei echipe de practicieni, o echipă entuziasmată care a zis că ok, chiar dacă nu găsim acei bani o să punem mână de la mână, chiar dacă o să găsim acei angajați, o să predăm noi și așa și-a fost. Primele luni am predat doar noi, știam fiecare client la pe nume, care ne telefona, fiecare părinte, îl știam cine este, ce copil. Și astfel am reușit să avem chiar în primele luni de activitate peste 60 de beneficiari, astfel spațiul nostru care era nu ne mai ajungea și în decurs de 4-5 luni am deschis încă o filială în sectorul Ciocana. Astfel, acum ne găsiți la Buiucan, pe strada Alba Iulia, 77/15, în sectorul Ciocana, iar datorită unui grant oferit de Fundația Est Europeană și a partenerilor, am reușit să deschidem o filială foarte performantă în orașul Cahul, în orașul meu de Baștină, unde acum avem posibilitatea să oferim aceleași servicii calitative în orașul Cahul. Planurile noastre pentru noul an de învățământ este, desigur, deschiderea încă o nouă filiale, pentru că nu ne ajunge iarăși spațiu din cauza multor solicitări a clienților. Avem în plan să ne acredităm drept un centru educațional și să acredităm toate programele, fiindcă am gândit deja și un program pentru maturi, care ne-ar ajuta ca ulterior acei maturi care instruim să-i angajăm, fiindcă avem o lipsă foarte mare de angajați. Așa, iar ce ține de partea socială, întreprinderea noastră socială oferă anual minim 50 de burse gratuite pentru copiii de familie social vulnerabile. O mare parte acum aceste burse se duc în orașul Cahul, în filiala de la orașul Cahul, astfel în Chișinău am distribuit doar câte 10 la fiecare filială. Vă mulțumesc mult, dar cum ziceam, suntem o întreprindere mică, cu planuri mărețe și de ce nu prea mult am ce spune. Vă așteptăm la Academia Vibe-Antă. Mulțumim! V-ați accelerat atât de repede. Aveți o dezvoltare perfectă. Vă mulțumim foarte mult, foarte interesant. Stimați participanți, noi astăzi am oferit nu numai cuvântul antreprenorilor sociali, acestor organizații, dar ne-am propus să facem și o mini-expoziție a produselor, care este aranjată chiar aici la noi, la Camera de Comerț, în curtea. Și după această parte oficială, cu toții o să avem ocazie să vedem produsele și să gustăm ceea ce oferă întreprinderi sociale. Totodată, înainte de a anunța această pauză, aș dori să întreb, poate cineva din participanți doriți să interveniți, să veniți cu unele comentarii sau întrebări, sigur că da. Vă rugăm frumos, doamnă secretar. Da, eu sunt Felicia, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vreau să îi spun felicitări pentru lucrurile pe care le realizați. Eu sunt, vreau să vă spun, un mare fan a ocupării cu dizabilități, în special. Și cu această ocazie vreau să vă spun că este important
relațiile între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și întreprinderile sociale, să putem, după cum știți, acum persoanele cu dizabilități pot beneficia de subvenții pentru transport dacă se deplasează într-o altă localitate. Și cu această ocazie vreau să informați angajații voștri și de asemenea Anul Femeie oferă mai multe măsuri de ocupare pentru persoanele cu dizabilități și foarte mult ne-am dorit să fortificăm acest dialog între subdiviziunile de ocupare forței de muncă, întreprinderile voastre și cei care vin să ceară ajutorul vostru. Mulțumim foarte mult. Cu siguranță, în cadrul activității acceleratorului, o să apelăm și o să avem ședințe cu Ministerul. Vă mulțumim. Dacă sunt și alți participanți care doresc să vină. Noi să mulțumim frumos pentru ocazia. Reprezentanții primăriei au început deja. Da, Comisiei Direcției Economiei Primăriei Chișinău. Vă mulțumim frumos pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o ca să cunoaștem mai multe detalii ce ține de domeniul antreprenoriatului social. Sperăm pe viitor să avem o colaborare frumoasă și să reușim să implementăm domeniul antreprenoriatului social în activitatea noastră, pentru că avem preconizat pe viitor elaborarea unui program municipal pentru susținerea antreprenoriatului. Sper că o să reușim să ne încadrăm și cu domeniul dat în programul pe care vrem să-l elaborăm. Dacă nu sunt, încă o dată aș dori să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, antreprenorilor, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, autorităților publice, toți care au fost astăzi alături de noi la lansarea acestui centru regional, acceleratorul antreprenoriatului social Regiunea Centru, și sperăm pe parcursul acestor 2 ani ne vom atinge acele rezultate care ne-am propus și la final o să prezentăm cele mai frumoase istorii de succes. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit în continuare să vizităm această mini-expoziție și să continuăm discuțiile la o cafea. Vă mulțumesc! Este în curte, da? Colegii mei vă ghidează. Mulțumesc! Thank you very, very much.